În urmă cu 15 zile, adică pe 19 iunie, ciclistul Iulian Ene, însoțit de alți 7 cicliști, a luat startul într-o cursă de 3.000 de kilometri, urmărind, cât s-a putut de aproape, conturul granițelor României. Sâmbătă 3 iunie, după 15 zile și 3.000 de kilometri parcurși, veloaroganța lui Iulian Ene s-a încheiat tot la punctul de start, adică la Giurgiu. Este vorba despre un eveniment organizat în premieră pentru România, în sensul că este un eveniment al cărui traseu este omologat. Că până acum au mai fost cicliști care au terminat practic acest contur al României. Am plecat de la Giurgiu, am ajuns la Giurgiu mergând doar pe drumurile cele mai apropiate de frontieră. 3.000 de kilometri. Astăzi era 15-a zi. 15 zile, da. Medie, practic 200 de kilometri pe zi, dar acum în funcție de relief, condiții meteo și alte condiții, a putut să fie și 180-240, dar media a fost 200. Am avut o echipă de suport, care acum lipsește o parte din ea, practic o rulotă, care a cărat bagajul, corturile, piese de schimb, roți și bicicletă de schimb, s-a asigurat că ajungem bine în fiecare seară. Eu sper ca la ediția următoare, pentru că acest eveniment practic urmează să fie organizat din 4 în 4 ani, să fie pe România Dodoloț.